Primăria Municipiului Timișoara cumpără mobilier pentru noua sală de sport și pentru dotarea terenului de sport de la Școala Gimnazială 25 de pe strada Cosminului. Procedura de achiziție va asigura dotările pentru terenul exterior cu mobilier de grădină, mobilier de interior pentru sala de sport și vestiare, mobilier medical și mobilier de joacă pentru elevii ciclului primar. Astfel, la finalizarea proiectului, Școala Gimnazială 25 va putea găzdui 180 de spectatori. Va avea mobilier de vestiar complet nou, copiii vor beneficia de mobilier școlar, mese și scaune noi, iar îngrijirea lor se va putea face la standarde europene, într-un cabinet școlar pus la punct, dotat cu paturi, mobilier și truse medicale conforme cu normele actuale. De asemenea, materialele sportive au sosit deja și includ mingi de fotbal, basket, handbal, porți de handbal, coșuri de basket, echipament pentru badminton și echipament pentru tenis de masă. Valoarea dotărilor sportive se ridică la peste 80.000 de lei, însă valoarea totală a investițiilor este de aproximativ 11 milioane de lei. Școala gimnazială 25 va face parte dintr-un circuit de școli renovate care va permite oricărui elev să facă sport gratuit după încheierea orelor de curs.